În luptă cu hoții de copii Am privit de mai multe ori în prejur, înainte de a traversa strada, și am hotărât să intru în bar numai când am fost sigur că mișcările mele nu erau supravegheate de nimeni. Localul era cufundat în semi-obscuritatea unei triste după amiez de iarnă. 9 decembrie 1963 ziua mea de naștere, și în încăpere se afla un singur client. Avea ochii roșii, mâinile îi tremurau și părea că se află în pragul unei crize nervoase. Aproape că nu-ți venea să crezi că te afli în fața unui industriaș abil, obișnuit să conducă și să comande. Domnul comendator Ratti am întrebat fără nicio altă introducere. Mă fixă cu o mină plictisită și dădu din cap. Domnul Giovine, întrebă la rândul său: Da, m-am străduit să ajung cât mai repede. Șeful meu, Seta Giolo, de la comisariatul din Monța, mi-a expus la telefon întreaga poveste, însă aș dori să aud chiar din gura dumneavoastră cum s-au petrecut lucrurile. Mai întâi însă, vă rog să-mi spuneți dacă sunteți sigur că n-ați fost urmărit. Sunt foarte sigur. Am respectat întocmai sugestiile domnului Setagiolo. Am ieșit din casă pe ușa laterală, am schimbat de două ori autobuzul și am luat apoi un taxi care m-a lăsat la blocurile de lângă bar. N-am remarcat nimic suspect, altfel nu aș mai fi intrat vocea îi tremura și am crezut că o să izbucnească în plâns. Dacă vor afla că am anunțat poliția, se vor răzbuna pe sufletul acela nevinovat. Așa mi-au spus la telefon. Nu disperați. Este amenințarea obișnuită pe care o fac în asemenea cazuri. Intervenția poliției nu va înrăutăți câtuși de puțin situația și mai înainte de a-i aresta pe răpitori ne gândim la viața copilului n-am prea multe de spus, iar puținul pe care îl știu l-am aflat de la un prieten de-al lui Paolo. Azi dimineață plecaseră împreună la școală și deodată un autoturism 1100 cu trei indivizi înăuntru s-a apropiat de trotuar și unul dintre cei trei l-a strigat pe fiul meu. Paolo l-a întrebat, mă recunoști? Băiatul a răspuns afirmativ. Iar unul din ceilalți însoțitori a adăugat: Foarte bine, urcă în mașină. Tata vrea să te vadă, ne-a trimis să te luăm. După un moment de ezitare, fiul meu a executat ce i se spusese, și din clipa aceea nimeni nu l-a mai văzut. La ce oră ați primit primul telefon? La 10. Domnul Guido a spus o voce necunoscută. Paolo al dumneavoastră a fost răpit. Dacă vreți să-l mai vedeți viu, pregătiți-vă să plătiți o anumită sumă pe care o vom stabili noi. Nu anunțați poliția pentru că altminteri micuțul va plăti cu viața și nu plecați de lângă telefon. Veți primi instrucțiuni ulterioare. În acel moment am crezut că e o glumă proastă. După aceea însă, o investigație rapidă făcută cu cea mai mare discreție, mi-a confirmat tristul adevăr și m-a lăsat pradă disperării. De data aceasta, domnul Rati nu mai reuși să se stăpânească și lacrimile începură să-i curgă pe obraj. M-a prins de braț și cu voce rugătoare îmi spuse Oh, vă rog, salvați-l! Sunt dispus să fac orice pentru a-l regăsi. Viața copilului meu este în mâinile dumneavoastră. Vom face tot ce ne stă în putință, i-am răspuns mișcat. Vorbiți-mi despre cel de-al doilea telefon. L-am primit în după-amiaza aceasta, la orele 16. Aceeași voce a spus: Pregătiți suma de 30 de milioane de lire. În scurt timp, vă vom aduce la cunoștință modalitatea de a-i preda. Într-adevăr, după circa o oră, răpitorii dă dură semne de viață pentru a treia oară. Diseară, la orele 21, veniți cu banii la Trezzo Dada, sătucul din Brianța, și așteptați în piața din fața bisericii parohiale, fără să vă apropiați de ea. Este inutil să vă mai spun că trebuie să fiți singuri și că fiecare mișcare a dumneavoastră va fi urmărită pas cu pas. Nu încercați să faceți glume de prost gust, fiindcă va fi rău pentru Paolo. Guido Ratti își șterse ochii și suspină profund. asta e tot. Am privit ceasul. Era ora cinci. Avem patru ore la dispoziție, am spus. Oricum, n-am stat cu mâinile în sân. Imediat ce am primit comunicarea de la Monța, am mobilizat o sută dintre oamenii mei, care acum sunt gata să intre în acțiune. Toți sunt părinți care înțeleg drama dumneavoastră și vă garantez că se poate conta pe abilitatea și pe discreția lor. Din păcate, a fost mai greu să-i aduc fără să simtă ziariștii care mișună în continuu de aici colo, dar până la urmă am reușit. La un semn al meu vor porni la acțiune. Sunt oameni de încredere absolută, vă repet, și nu este prima dată când se lovesc de un caz asemănător. Rati se uită la mine surprins. O sută, spuse. De ce atâția? Fiindcă răpitorii fac parte din cercul cunoștințelor dumneavoastră, lucrători, foști angajați sau rude ale acestora, pentru a obține informații asupra tuturor. Este nevoie de atâția agenți. Ratti scoase o hârtie din buzunarul interior al hainei și mi-o întinse. Iată lista completă a personalului, numele și adresa ultimilor concediați. Foarte bine, răspunsei, băgând foaia în buzunar. Să vedem ce putem face în acest puțin timp rămas la dispoziție. Cât privește banii, am și strâns o parte. Da. Cum ați reușit așa de repede? Directorul, directorul băncii, mie prieten, a înțeles că era vorba de un lucru important și n-a mai stat la gânduri să mă servească. Când ați fost la bancă? Imediat după al treilea telefon. Am ieșit din casă în mod ostentativ, așa încât să se observe că mă duc la bancă. Dacă mă urmăreau, s-au liniștit. M-am ridicat și am strâns mâna industriașului. Acum să ne despărțim. Voi ieși eu primul. Veniți acasă peste un sfert de oră și nu vă mișcați până în momentul plecării la -da, da. Acționați cu dezinvoltură și uitați că toate mișcările dumneavoastră sunt obiectul unei supravegheri atente din partea noastră și din partea lor. M-am întors în cea mai mare grabă la birou și am dat instrucțiunile necesare. Băieți, le-am spus diferiților șefi de grupă, aproape toți dintre ei fiind părinți, care mă ascultau mișcați. Viața acestui copil este în mâinile voastre. Va trebui să plecați din Milano cu cea mai mare grijă. Dacă informația transpiră și intră pe mâna presei, răpitorii vor crede că au fost păcăliți și se vor răzbuna pe micuț. Am organizat un adevărat plan de bătaie și numai când am fost siguri că nu lăsasem nimic la voia întâmplării, am început să acționăm. Oamenii mei plecară spre trețo și ajunseră acolo din mai multe direcții, unii pe bicicletă, alții în camioane sau la volanul unor mașini particulare. Câțiva, travestiți în zidari, se instalară printre schelele unei case în construcție, în apropierea bisericii. Alții se ascunseră într-o farmacie vecină și unul, în sfârșit, într-un veșmânt preoțesc, început să citească breviarul în fața bisericii. Eu am soțit la fața locului, la orele opt, însoțit de plutonierul oscurii, într-un furgonet care purta numele unei firme textile și am ocupat o poziție strategică, urmărind din spatele unei prelate scena. Localitatea Trețo și împrejurimile erau controlate pe o rază de câțiva kilometri. Oamenii mei băteau străzile de acces, ținând în continuare contactul prin radio. Singura noastră teamă era ca răufăcătorii să nu mai dea semne de viață, forțându-ne astfel să repetăm operațiunea cine știe când și unde. După ce m-am instalat cât mai bine în fundul camionului, am desfăcut un ziar ca să-mi omor timpul și abia ce am aruncat o privire că am și blestemat sufocat. Un titlu pe șase coloane scria Răpirea fiului blestemații, cum de-au aflat, am aprins lanterna și m-am aplecat asupra foii de ziar. Apoi am respirat ușurat. Lui Frank Sinatra, spunea mai departe. Îmi părea rău pentru popularul cântăreț și îmi dorea, îi doream noroc, însă eram bucuros că dracul nu-și vârse coada în planurile mele. La nouă fără un sfert, sosi și industriașul Rati și îl văzui plimbându-se nervos în sus și în jos, prin piață, având sub braț un pachet voluminos. Mi-am ațintit privirea asupra lui, și după un sfert de oră apăru un tânăr de vreo 22 de ani, cu ochelari negri și o mână și o vină temătoare, care, după ce a privit de jur prejur s-a apropiat de Rati și a început o scurtă conversație cu acesta. Chiar în acel moment mi s-a comunicat prin radio că o patrulă de-a mea remarcase un automobil cu doi bărbați și un băiețel, care se tot învârtea de o bucată de vreme în regiunea respectivă. Am dat ordin ca mașina să fie ținută sub observație și, imediat ce ratii, făcut făcu gestul de predare a pachetului cu bani către interlocutorul său, am comunicat agenților să-i rețină pe presupuși răpitori și să ia copilul. Iar eu, în același timp, am sărit din furgonet și m-am aruncat asupra tânărului cu ochelari negri. Scena s-a însufletit ca prin minune, și în timp ce eu îl dezarmam pe tânărul care încercase să folosească un briceag cu deschidere automată, agenții mei se iveau din toate părțile și îi luau în primire pe răufăcători. După puțin timp, mi s-a comunicat prin radio plăcuta știre care lipsea pentru ca tabloul să fie complet, iar bucuria a fost generală. Automobilul suspect fusese oprit. Unul din bărbații dinăuntru reușise să fugă, în timp ce complicele lui se afla în mâna zdravă a agenților. Și vestea cea mai importantă dintre toate era aceea că băiețelul confirmase că se numea Paolo Ratti. Imediat ce a aflat că băiatul era sănătos și salvat, industriașul a fugit în întâmpinarea mașinii care l-a ducea, iar eu i-am mulțumit în liniștea lui Dumnezeu că m-a ajutat până la sfârșit. Nimeni nu mi-ar fi putut scoate din cap că cei trei bandiți, odată ce ar fi încasat banii șantajului, nu l-ar fi ucis pe băiat, care, fără cea mai mică îndoială, reprezenta un martor pericol periculos din moment ce cunoștea identitatea unuia dintre răpitori. Acela care l-o prise pe stradă, întrebându-l, mă recunoști? Era de neconceput că ar fi putut scăpa din această zguduitoare aventură. Răufăcătorii fură identificați în persoana lui Emilio Gomizeli, 24 de ani, din Monța, fost salariat la Rati și inițiatorul loviturii, Ermengildo Piccino, 20 de ani din Bari, student la drept, Aldo Ferrara, din Neapole, 22 de ani, șomer. Spre miezul nopții m au întors acasă și îmbrățișându-mi băieții, pe Roberto și pe Elio, le-am povestit întâmplarea. Impresionați, mă strânseră în brațe și pentru prima dată îmi spuseră, bravo tată! Procesul a urmat imediat. Industriașul Ratti mi-a trimis mie și oamenilor mei o foarte frumoasă scrisoare de mulțumire, o scrisoare cu cuvinte ce izvorau de-a dreptul din inima, iar eu, gândindu-mă la cei 100 de agenți pe care îi pusesem în mișcare, am închis dosarul intitulându-l Operația taților de familie. A consemnat Mario Giovine